Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură se află în ultima săptămână de plăți pentru campania de cereri din 2022. Fermierii vor primi autorizarea pentru plata finală până la data limită de 30 iunie. Directorul general al API, Adrian Pinte, a informat beneficiarii de subvenții cu privire la progresul plăților. În această săptămână, centrele din întreaga țară se află într-un ritm intens de lucru, deoarece agenția trebuie să finalizeze autorizările la plată înainte de data limită de 30 iunie. În prezent, toate schemele de plată aferente cererilor unice depuse anul trecut sunt în proces de plată. Adrian Pintea subliniază că în această perioadă fermierii pot solicita plăți în avans din subvențiile aferente acestui an prin obținerea de adeverințe pentru credite bancare. Până în prezent au fost eliberate 8.535 de adeverințe pentru intervențiile finanțate din FEGA și peste 6.000 de adeverințe pentru intervențiile finanțate din FEADER. Primele plăți pentru campania APIA 2023 sunt programate să înceapă în toamnă, începând cu data de 16 octombrie, când centrele din întreaga țară vor efectua prima tranșă de plăți și avansurile din subvenții.